Psalmul 78, versetele 5 la 7. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să-și vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrări lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Amin. Reocupați locurile, vă rog. Vă salutăm din nou cu bucurie în casa Domnului și pentru cei ce n-ați fost aseară, dar și dacă nu pentru toți, să ne reamintim în două fraze ceea ce am discutat. Vorbind despre creșterea și educația sfântă, am spus că părinții sunt responsabili prin însăși actul căsătoriei, de nașterea și creșterea copiilor, cu atribuții specifice ale tatălui și respectiv ale mamei. Apoi, în a doua parte a seară, am vorbit despre educația în primii ani de viață și apoi în anii de mai târziu. Eu sunt obișnuit de la școală că am lucrat în învățământ și dacă ar fi fost ieri să vă fi predat și astăzi să vă fi dat un test, hai să vă întreb ce am predat în partea a doua, ce notă ați fi luat? Despre ce am vorbit în partea a doua? Să voi înțelegeți mai bine în maghiară decât în limba română. Spuneam că în primii ani de viață este foarte important să fie formată conștiința copilului în baza unei cunoștințe corecte. Conștiința nu funcționează de la sine, conștiința e doar un semafor. Depinde cum este setat acel semafor. Spune Pavel Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Spun unii, pe mine nu mă mustră conștiința pentru asta. N-are de unde să te mustre dacă n-ai fost mai întâi educat ca atare. Deci e foarte important să fie o cunoștință corectă și o conștiință curată de care trebuie să ținem cont. Amin? Amin. Un vânător avea un câine care într-o noapte l-a tot lătrat și nu l-a lăsat să doarmă. S-a sculat, l-a certat, a încercat să doarmă, câinele i-a lătrat și a doua oră când s-a sculat, supărat, l-a împușcat. Dimineața a constatat că hoții dăduseră atacul. Ar fi fost bine să țină cont de câine. Într-un fel am putea spune câinele precum conștiința noastră. O definiție interesantă a conștiinței spune: conștiința e ceva ce nu se simte bine în noi când nouă în rest toate ne plac. Pentru că adesea, zice o vorbă înțeleaptă, nu știu cum se face că tot ce-i ba ilegal, ba imoral, ba îngrașă, aceea ne place. Însă conștiința ne sesizează ca să trăim frumos. Și vorbeam în ultima parte a seară că este important să îndrumăm copiii noștri pe calea înțelepciunii. Vă amintiți că v-am spus, nu tot cu ascultarea de părinți, să vă descurcați singur pe calea înțelepciunii. Aș vrea ca și o concluzie și o legătură cu ceea ce vom spune astăzi, să ne întoarcem din nou la cartea Proverbele. Solomon a fost crescut de tatăl său și sfătuit să ceară înțelepciune de la Dumnezeu cu un scop. În cartea Proverbe, capitolul 7, versetul 8, este scris cu referire la înțelepciune. Fiule, ca să păstrezi titlul, înalță-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută și te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. De ce a devenit Solomon rege? Prin ce s-a remarcat el ca rege? Prin înțelepciune. Tatăl său i-a spus, fiule, dacă o să fii înțelept, tu ajungi rege.
Noi dorim copiii noștri să ajungă înțelepți ca să fie regi pentru Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Și ferici de ei dacă vor pricepe aceasta. Vreau să vorbim acum despre educația spirituală. Dumnezeu și-a luat evreii din Egipt și înainte de a duce în țara promisă, i-a dus la muntele Sinai. Cu ce scop? Să-i învețe. Și spunea Moise în mod repetat, ca să știți cum să vă purtați în țara în care veți intra. Și au urmat sute de porunci și poate pentru unii atunci, poate pentru alții acum, parcă sunt canoane. Dar ascultați-mă ce vă citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 10, de la versetul 12. Cartea Deuteronom, dacă vreți, este un studiu biblic, o conferință ținută de Moise în câmpia Moabului. Acum, Israele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, observați, porunci, să iubești și să slujești Domnul Dumnezeului tău și nu oricum, din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile pe care ți le dau astăzi. Și ce frumos scrie la urmă, ca să fii fericit. Deci Dumnezeu n-a dat lege evreilor ca să facă cu ei armata, ci ca ei să le împlinească pentru ca în urmă să fie fericiți. Legile sfinte sunt date în favoarea noastră. Dragi copii, e bine că sunteți aici în timp ce eu vorbesc cu părinții dumneavoastră, pentru că tot ceea ce eu învăț pe ei sau le reamintesc, nu că nu știu, în a ști cum să se ocupe de dumneavoastră, ca și copii, este tot în folosul vostru. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 10, versetul 1. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun, nebun după proverbe, nu înseamnă să nu știi socotii cât e 2 și cu 2, ci să faci răul. Un fiu nebun, deci un fiu rău, neascultător, este mâhnirea mamei sale. Și spuneam odată unui băiat, măi, tu nu vezi cât se necăjește mama ta când asculți? Și el îmi zice, dar eu i-am spus să nu se necăjească. Dar ascultați-mă ce vă citesc tot din Cartea Proverbele, valabil pentru părinți și poate mai accentuat pentru copii, 17 cu versetul 21. Cine dă naștere unui nebun, și vorba de un copil care n-ascultă, va avea întristare, și atenție, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. N-ai cum să fii fericit când copilul tău face prostii, când n-ascultă. Dar mai insist puțin în ideea aceasta, dragi copii, rețineți ce vă zic din Evanghelia după Luca, capitolul 11, în timp ce Domnul Iisus, cel mai ascultător copil, s-a lăudat tatăl din cer cu el, cred că și mama sa n-avea ce să-i bași de vină, că e scris că le era supus, în timp ce predica, și aici îmi vine în minte când vreunul din băieții noștri predică, așa se uite soția mea la ei de zici câți sfinții apostole. Pentru că o mamă este fericită atunci când își vede copiii credincioși. Și a spus o mamă, vă citesc Luca 11 cu 27, ferice de pântecele care te-au purtat. Cu alte cuvinte, fericit o fi mamă ta când te vede. Și a spus Domnul următorul cuvânt. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul și îl păzesc. Adică Domnul s-a spus exact cum a zis Moise în Deuteronom. Sunt fericiți părinții a căror copii sunt credincioși. Da, părinții sunt fericiți așa că îi văd. Însă mai fericiți veți fi voi dacă veți fi pocăiți, că fericirea voastră va fi veșnică. Și cum am citit în proverbe, dacă copiii nu sunt buni, părinții se întristează. Dar câtă vreme se întristează părinții dacă voi nu sunteți copii buni? Până mor, și atât tot. În veșnicia viitoare, nu, mai doare capul pe mama că tu ai fost fată rea. Dar pe tine o să te doară inima toată veșnicia. Deci fericirea cea mai mare, dacă asculți, nu e a lui tata și a lui mama în primul rând, e a ta. Să vă dea bunul Dumnezeu pricepere, amin? În ce privește educația sfântă, am citit din Cartea Psalmilor, Psalmul 78, Dumnezeu a poruncit părinților să învețe copiii. Și aici este scris să învețe legea și nu numai, interesant.
Spune în versetul 3, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamul de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Adică, dragi părinți, vorbiți despre legile sfinte, nu minți, nu fura, nu ucide, cinstește pe tata și pe mama, dar nu rămâneți numai la lege. Povestiți-le despre felul în care Dumnezeu lucrează. Dumnezeu când a dat cele 10 porunci, cum a început? Ascultă, Israel, eu sunt Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului, în casa robiei. Și asta însemna o poveste lungă, dar adevărată. Povesteau părinții și erau sărbători, scrie în Exod 12 că se pregăteau toți să serveze Paștele, toți încinși, cu bâta în mână. Și întreba băiatul, ce mâncăm așa echipați? Mă mâncăm sau pornim la drum? Și-a păstrat obiceiul la evrei peste ani și mii de ani, în timp ce copilul cel mai mic întreabă, tata să povestească, băi, băieți, noi am fost robi în țara Egiptului și într-o noapte așa echipați, n-am apucat să coacă pâinea în cuptor, am pornit la drum. Dar cine v-a scos de acolo? Dumnezeu cu mână tare și cu braț întins. E foarte important să povestim copiilor noștri toate aceste experiențe cuprinse în Cartea Sfântă. Ele sunt scrise pentru noi. Apoi este important să povestim copiilor noștri experiențe din viețile noastre. Că altfel, dacă noi nu le vorbim, o să vizioneze, audieze ei pe net, o să audă de la copii de la școală, din cărți, de la prieteni. Și asta e marea durere când vremea noastră, părinții, ca să fie mai lejeri, lasă copiii la desene animate, în loc să le povestească ei din cele sfinte, și apoi se vezi ce monștri o să iasă. Măi, copiii, vă plac desene animate? Ăia în desene animate toți sunt handicapați, nu-i unul de afară. Nu știi bine dacă te uiți unde-i capul, unde-i coada. Dacă tot vreți, stimați părinți, să-i mai lăsați câteodată pe copii la computer, puneți-le ceva natural. E dovedit științific. Este un român foarte inteligent, se numește Virgiliu Gheorghe, doctor în biofizică. Citiți cărți de-a lui, de exemplu are o carte Efectele televiziunii asupra minții umane. E foarte documentat omul. Când un copil se uită la ficțiune, la animație, îi se blochează jumătate de minte. Pentru că este alt tipar. Dar dacă se uită la ceva ce e natural, păsări, pești, munți, ape, tot ce vreți, astea sunt compatibile cu sistemul minții noastre. Și mintea le recepționează, se relaționează corect. Când l-ai dat pe desene animate, s-o dat peste cap. Și rămâne doar așa să privească, hipnotizat. Îmi spunea o mămică, nu scap de el, numai să-i pun desene animate, până îi le pun, îi cap bătut în cuie pe scaun. Când l-am oprit, dă din mâini și din picioare. Zic, urmează episodul următor de la înregistrarea care a oprit-o. E dovedit nu numai pe bază biblică, dragii mei, pe bază pedagogică, științifică, că desenele animate și, în general, imaginea televizată, dacă este, cum spuneam, ficțiune, animație, îmbolnăvește mintea. Foarte mulți copii sunt bolnavi, așa boala ADHD, incapacitatea de concentrare. La nivel european și în Statele Unite, am citit recent, a scăzut nivelul de testare a cunoștințelor elevilor pentru că nu mai sunt capabili să facă față. Nu se mai pot concentra o oră întreagă, nu mai pot să rețin. Adică tehnologia actuală le-a îmbolnăvit mintea. De aceea, dragi părinți, cum spuneam copiilor și aseară, mintea se dezvoltă numai până la 21 de ani și în timp ce stai la computer nu se dezvoltă. Și o să rămâi cu un procesor slăbuț. Nu o să-ți ruleze bine informațiile. Nu o să ai capacitatea să te exprimi, să te concentrezi, să stai atent. Ci este foarte important, dragi părinți, și simplu ce vă spun, e la îndemâna intelectualului savant și a țăranului de rând. Să vă ocupați de copiii dumneavoastră acasă, dar dumneavoastră ca părinți, nu să-i lăsați în seama tehnicii. Iată ce vă citesc din Cartea Sfântă, referitor la a vorbi copiilor, că-i poruncă, v-am spus aseară,
Cartea Deuteronom, capitolul 6. Vă citesc de la versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu întreaga ființă. Și poruncile, versetul 6, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Nu din minte, doar așa, ca idee trebuie să fie transmise în mintea copiilor, ci din inimă, adică în timp ce le trăiești tu. Că altfel e ca la Gedeon. A zis, dar unde-i Dumnezeul ăla de care ne povestesc părinții? Adică părinții lui Gedeon, Ioas, îi povestea la Gedeon cum a ieșit Dumnezeu din Egipt, numai că avea în casă idolatrie, Bal. Și bietul Gedeon a zis, eu nu știu, tata ăsta una spune vorba cuiva, predicăm apă și bem vin. Să le iai în inima ta. Și apoi versetul 7, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vă dea bunul Dumnezeu aparat de tipărit. Să le întipărești în mintea copiilor tăi, dar cum se întipăresc? Așa, îi dăm copy-paste, nu? Le luăm de aici și le mutăm încolo. Nu merge. Să le vorbești de ele când vei fi acasă, numai că asta e marea problemă, când vremea noastră părinții nu prea sunt acasă. Se constată statistic vorbind că mai mult sunt plecați de acasă părinții decât copiii. Și atunci să le vorbești când vei fi acasă. Într-o familie, un băiețel, nu știu, de la sine citire, s-a învățat de mamă, s-a urcat pe genunchi la tată și zice, dar n-avea copilul 4 ani. Tata, tu ești de la casa asta? Că așa se pare uneori de parcă n-am fi de la casa asta și nu mai suntem acasă. Am întâlnit și situația unui bărbat care îi plăcea să iasă în oraș cu prieteni, însurat, fiind cu doi copii. Și mă zic, dar tu n-ai familie? Și nu pot sta în casă, mă strâng pereții. Măi, de ce stai la garsonieră? Ești așa înghesuit. Oameni care nu știu că ca părinte trebuie să fii acasă. Amintiți de o pildă spusă de Domnul Luca 11, că s-a dus unul și a rămas fără pâine și o sosit musafirii și o bătut altul la poartă. Ce i-a spus din casă? Copiii mei sunt cu mine în pat, pentru că aici este scris mai departe să le vorbești de ele când vei fi acasă, când te vei culca. Ultima lecție să fie sfântă, nu emisiune TV. Când te vei scula, când e creierul proaspăt, dimineața la prima oră. Și dacă trebuie să pleci, când vei pleca în călătorie, ultima vorbă. Și tot nu-i destul. Versetul 9. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. La noi în biserică am propus familiștilor că le înfoliem noi ce versete vor, ei numai să ne spună care versete facem noi pe cheltuiala noastră, să le punem pe pereți. E biblic. Mai de mult erau versete pe pereți. Acum au apărut pe pereți postere cu fel și fel de desene animate, de știu eu, de sportiv sau altceva. Într-o familie au fost doi băieți și mama a vrut să-i facă medici. A fost un vis neîmplinit al ei. Dar spre surprinderea ei, copiii au devenit marinari. Făcut o anchetă socială, un studiu pe cazul acesta și un specialist care a analizat toată evoluția copiilor ei lor a zis, dumneata ești divină că ai făcut marinar, dar vreau să-i fac doctor. Știți că mai de mult erau peretare, covoare așa, pe perete lângă pat, știți, da? Acolo, pe peretarul acela, cum spuneau românii, era o corabie și o scorabie, asta i-a făcut marinari. Când s-a culcat, a văzut corabia, când s-a trezit, a văzut corabia și cu apă, pe apă s-a dus. Dacă ai vrut să-i faci doctor, de ce nu ne-ai pus acolo altă imagine? Că e foarte important cu ce idee, cu ce imagine se culcă, se scoală. Stimați părinți, Dumnezeu a lăsat marea sarcină educației în grija părinților. Rețineți, biserica numai vă vine în ajutor. Când s-a înființat școala duminicală acum 200 de ani și mai bine, n-a fost pentru copiii care au părinți credincioși, numai pentru copiii care au părinți necredincioși, ca să îi înlocuiască, pe aceia părinții nu îi învățau. Acum, între timp, îi aducem la școala duminicală și îi lăsăm în grijă la două fete.
sau ce învățător vor fi acolo. Și asta e bun, ne ajută. Dar nu e suficient. Părinții au chemarea asta, cum spuneam, în primul rând tata și apoi mama să se asocieze. La noi a fost un obicei și dacă mergeam cu mașina, aveam un microbus, mergeam un capitol din Biblie și apoi începând cu cel mai mic, fiecare să spună câte o idee. Cei mai mari, la urmă, ca nu cumva să spună ideile ușoare și să le fure la cei mici. Când m-a întrebat cineva odată, a zis, frate, dar tu cum îți faci predici? Și le-am zis, băi, e simplu, zic, am 7 băieți, citesc un capitol, îi pun pe fiecare spună câte o idee și eu nu le scriu. Am auzit uneori de la băieți idei care nu mi-ar fi trecut prin minte. Într-o zi citeam din cartea Exod despre minunea în care Moise și-a aruncat toiagul, s-a prefăcut în șarpe, vrăjitorii au procedat la fel, dar șarpele provenit din toiagul lui Aron a înghițit șerpilor. Și apoi știți cum a fost mai departe, copii? Știți? Moise a apucat șarpele de coadă, nu? Și coada a devenit bănerul de la bâtă, nu? Și în momentul când am auzit cu cititul aici, un băiat zice, mai puțin, dar la ceilalți le mai dat bâtile înapoi? Băi, zic, nu știu la asta, nu m-am gândit. Adică copiii ascultând se gândesc și le rămân asta în minte, cum vă spuneam, că ce s-a învățat la tinerețe rămâne pentru toată viața. O mămică din România s-a dus la fata ei, ce era căsătorită undeva în Europa, să o ajute la copii și până a fost ea la serviciu sau știu eu, dusă la cumpărături, bunica a încercat să le povestească din Biblie. Și copiii zice, nu e așa buni, nu e așa. Asta tot a încercat să le explice. Cum să nu fie? Când vine fata, s-a zis, auzi tu, tu le povestești din Biblia în altă limbă și acolo în germană scrie altfel? Zice, nu, în românești, dar ei le spun din Biblia românești și spune că nu e așa. Zice, mami, eu nu am vrem să le povestesc. Eu ori văzut la desene animate și de-aia zice că nu e așa, acolo și fost altfel. Păi, măi, draga mami, dacă tu le spui încât pe când o să audă predicând din Biblie o să zică că nu e așa, care-i treaba? Vedeți? Copiii tot o să fie preocupați cu ceva, tot o să-și umplă mintea cu ceva. Depinde. Cu cele sfinte sau nu. Și dacă v-am spus, îi scăpați la desene animate și la lucruri din astea care obturează mintea, astea creează dependențe precum drogurile puternice, nu ca drogurile ușoare, ca și cafeaua, ca cele puternice, atunci greu îi mai aduceți de acolo la adevăr. Am fost undeva într-o adunare și le-am explicat mai pe larg la copii cât de păcătoase sunt desenele animate, cât de mincinoase, cât de vrăjitorești sunt, dacă vreți. Și apoi am mers într-o familie să servim masă. Și îmi spune tata că i-a zis un băiat de vreo 10-12 ani, zice, tati, m-a convins fratele că desenele animate nu-s bune, dar știi ce te rog? Să mă las așa să mai văd numai unul. Știți de ce a zis așa? Deja era dependent și cerea. Adică e ca și un om care urmează la doctor, îi spune că să nu mai fumeze, de spune, bă, odată. Că cere organismul fiind obișnuit cu aceasta. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să vă faceți timp de copiii dumneavoastră și să-i învățați. Și să nu spuneți că n-aveți vreme. Vă spun un vers, două. Acum că toată lumea în grabă, aleargă zi de zi la treabă, eu mi-amintesc de vremuri moarte, mă duc cu gândul în altă parte, când tata ne citea din carte. Ca vechii preoți la altare stăteam cu toții mic și mare, căci pentru fiecare în parte chiar tata ne citea din carte. Ah, psalm, poveștile iubite, curgeau ca ape limpezite și nu erau doar slove moarte, căci tata ne citea din carte. Azi dacă spui, îți spun în pripă că nu mai au timp. Risipă. Dar eu știu bine, bună oară, ce vrem trăiam odinioară. N-aveam nici porți, nici ziduri sparte, căci tata ne-a citit din carte. În drumul meu spre cer anume, adesea strist timp pe nume, familii ruinate foarte, că tata n-a citit din carte. Căci fără cartea cea bătrână, clădim o lume rea, păgână,
Nu afli fericirea în arte când tata n-a citit din carte. De aceea, mulți iubiții mei, deprindeți vechiul obicei, când tata cu un simț aparte citește iar din Sfânta Carte. Dumnezeu să vă ajute! Asta e frumusețea vieții de familie. Într-o familie din județul Timiș, cu mai mulți copii, a venit o bunică de-a lor din județul Neamț. Și când au văzut că n-au nici televizor în casă, au zis, dar voi ce faceți seara? Și eu am spus, bunică, mătușă sau ce era, zice, de seara rămâi la noi, dar nu ne culcăm deodată cu găinile. Îi vedea ce o face. Și seara tata s-a apucat, le-a povestit ceva din lucrările Domnului, copiii au luat instrumentele, au cântat. Și a început mătușa să plângă și a zis, dar la voi e mai fain ca la televizor. Păi și normal că la noi e live 100%, nu-i poveste. E ceva cu inimă, e o coparticipare activă. Asta a vrut Dumnezeu, ca educația sfântă să fie acasă. Când vei fi acasă, Dumnezeu să vă ajute. Și veți vedea apoi, crescând, ce binecuvântare veți avea de la această lucrare. Asta va da gust, va da farmec familiei. Mi-amintesc, am trecut cu soția printr-o familie în județul Bistrița, Năsăud. Am dormit la ei, dimineața ne-am sculat să plecăm și aud niște copii cântând. Era 8 fără vreo 25, fără 20. Intru acolo, 6 copilași, cântau frumos. Apoi s-au rugat. Mie mi se părea că întârzie, vă spun drept, că m-am uitat la ceas, mă zic, ăștia întârzie de la școală. S-au rugat așa, serios, nu doar cât Tatăl nostru. Mai lung de cum ne rugăm noi acum a doua rugăciune. Și se scoală, spun toți, ca un verset de aur, cred că a fost. Mă zic că și-au luat ghiozdanile și la școală era școala foarte aproape, n-au întârziat. Măi, așa dragi mi-au fost și tata lor era împreună cu ei. Nu știu de unde trebuie să scoateți timp, de unde vreți. Scrie Iov 1 cu 5 că fiul lui Iov, bogat, avere, se scula dis de dimineață. Și se ocupa de ei, scrie acolo, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Dumnezeu să vă ajute să vă faceți timp acasă de citit Biblia, de lecturi sfinte. Dacă n-aveți timp, surorilor, vă mai dau un sfat. Sunt înregistrări audio cu Biblia, cărți pentru copii, puneți-le în timp ce stați acasă. Vă dau și dumneavoastră ca sfat și Biblia și alte cărți, dacă aveți drumuri, audiați-o pe mașină. Sau măi copii la școală, pe telefon. Eu citesc Biblia o dată pe an, o lecturez și o dată încă, să fie două ori pe an, că am nevoie ca predicator să-mi fie toate în minte la îndemână, o ascult, am pe un stick, în mașină. Să cea mai frumoasă lectură, mergeam cu mașină și eu vroiam să cu mașina și vroiam să mă ascult ceva din Biblie sau și copiii spuneau, tate, hai mai pune povestire de-a noastră, așa, că aveam și pentru ei și pentru mine și chiar și pe mașină. Și cu atât mai mult, acasă, Dumnezeu să vă ajute, amin. Pentru ca nu cumva, mai târziu, prinși cu treburi, să încercați ca Iov, ca Lot, să vă chemați copiii mari, fetele, ginerii, și ei să vă spună, glumești, tata. Ce ziceți dumneavoastră? Lot reușea să-și adune fetele și ginerii la rugăciune. Păi nu reușea, că dacă ar fi reușit, reușea și în noaptea aia să-i adune. În schimb, despre Avram este scris Genesa, capitolul 18, versetul 19, a declarat-o asta însăși Dumnezeu, căci eu îl cunosc, știu care să poruncească fiilor lui. Sunt părinți care cred, nu, lasă, ei singuri au drept. Asta spune legislația noastră, din ce în ce mai mult în Europa. Să nu le poruncești, să facă ce vor și apoi când vor fi mari, păi, dragii mei, nu după ce ajung sălbatici, mai vrem să-i domesticim, vrem să-i educăm noi de mici, are să poruncească fiilor lui după el? Mă scuzați,
Am oprit telefon. Nu știam că se contrazice cu stația dumneavoastră. Care să poruncească fiilor lui Dumnezeu pe el să țină calea Domnului. Adică Avram a folosit dreptul său de educație. Știți că l-a luat pe Isaac și l-a dus la altar. I-a pus lemnuțele în spate și... Stimați părinți, îndemnați pe copiii dumneavoastră să postească, puniți să se roage. Am fost într-o biserică undeva aici, în Bihorul dumneavoastră, în altă parte, și am văzut copiii la 8-9 ani nu se puneau pe genunchi în adunare. Să nu spuneți mie că ăștia se rogau acasă, că nu vă cred. Copiii sau unii adulți și adolescenți nu postesc. Până sunt copii, trebuie să învețe toate aceste discipline sfinte. Când vor fi mari, prea târziu. Am urmărit un studiu de caz, într-o localitate erau doi proroci, ambii cu 10 copii, proroci buni. A unuia dintre ei toți 10 credincioși, a celelalte familii niciunul din 10. Și-a zis, Doamne, ce cu diferența asta așa majoră? Și am urmărit să văd ce-a făcut o familie și respectiv ce nu a făcut cealaltă. La asta ce-au fost toți 10 credincioși, toți au primit Duhul Sfânt între vârsta de 10 și 14 ani. Țineți minte ce vă spun. Că ai zis că vrei să-l cunoști pe fratele Odora și vorba e copiii lui. Așa. Așa timpuriu poate vă gândiți. Da? Dacă vorbim de Biblie, tinerețea în Biblie era adolescența noastră de astăzi. Vreți să vă dau un calcul? Saul a ajuns împărat la 30 de ani. Băiatul lui, în momentul acela, era soldat puternic. La câți ani l-a născut Saul pe Ionatan? În jur de 15. Istoric vorbind, se căsătoreau foarte repede. Repet, ceea ce îi spunem noi tinerețe în Biblie, ce citim, e adolescența de astăzi. Adică trebuiau să se formeze deja. Și asta înseamnă mai întâi formare spirituală. Culmea este că știu copiii de mici, nu știu să vorbească, știu să tasteze pe telefon, la computer. A, și în ce privește cele sfinte, e prea mic să-l învăț. Las că o să-l învețe diavolul, că pătrânul o să fie prea mic. Când o să fie de 5 ani, le știi pe toate. Dragii mei, acum trebuie să ne grăbim cu educația. S-a dus o bunică la fata ei aici în Europa și eu vreau să-i spună că a născut altă fată de aici, sora fetei la care se dusese și zice, o, a venit barza la soră dacă erau copiii de față. Da, copiii zice unul către altul, auzi mă, îi spune la bună cum să fac copiii sau o lăsăm așa. Acum e altă vreme, la 4 ani știu ce nu știe bunica la 80. Și dacă nu te grăbești cu educația, cu informarea, s-a dus trenul. Și apoi l-a învățat altul rău, înainte de l-a apucat să-l înveți tu bine. Dumnezeu să ne dea pricepere, amin? Și aș vrea încă un punct și mă opresc la prima parte aici. Educația pentru viața pământească. Iarăși societatea ne este ostilă. Se vrea, nu-i pune pe copii să facă nimic. Și mai cu seamă la oraș, nici nu prea ai ce îi pune să facă decât să vizioneze. La țară încă sunteți avantajați. Biblia recomandă munca. La evrei se spune că cine nu-și învață copilul vreo meserie, îl învață să fure. E foarte important să găsim care este înclinația copilului. Și asta e tot înțelepciune. Noi să știți, vă spuneam în parte, locuiți la țară, spune Scriptura în cartea prorocului Isaia, capitolul 28, de la versetul 24, cel ce ară, că e vremea primăverii, și vorbește de măzăriche, de alac, de grâu, spune versetul 29, și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor, minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Copiii pot să învețe de mici, diferite munci. Am fost undeva la o familie în județul Vâlcea, avea doi băieței, unul era tare cu mașinile, celălalt numai insectele îi plăceau. M-au spus părinții că stă să uite la câte o muscă o jumătate de ceas. Dacă vede ceva insectă mai rar întâlnit, o studiază o jumătate de zi.
Eu eram acolo când a venit o mașină, o vecină și le-a dus două mașinuțe. Ăsta ce îi plăceau mașinile, repede luat-o. Și ăla nici nu s-a uitat la ea. Dar o să uiți seama să mașinuți. Zice, da, n-ai găsit ceva insectă. Și am zis, măi, pe ăsta să-l faci biolog. Ăsta, așa ceva, îi place. Dar am întrebat odată pe o fată, zic, școala îți place? Zice, nu, da muncă, nici. Văleu, ce-i face tu? Pagubă la cine te aduce acasă. Pentru că dacă nu, sunt copiii pasionați de nimic. Ce vor face? Dumnezeu l-a pus pe om să muncească încă pe când nu era păcătos în grădina Edenului. Știți că după ce a păcătuit, i-a suplimentat munca? V-ați gândit vreodată că Dumnezeu ne putea face să mâncăm un măr pe lună să ne fie de ajuns? Așa ca la Ilie, mânci odată și 40 zile nu-ți mai trebuie. Dar Dumnezeu a considerat că este bine ca noi să avem activitate. Cele mai multe prostii și păcate se fac de sărbători când sunt oamenii liberi. Munca este comoara omului, spune în cartea Proverbele. Și poate unii copii vor spune, da, dar eu de la tata n-am moștenit avere, tata ce poate să-mi dea? Dacă tatăl tău poate să-ți dea ideea de a munci, dacă ai reușit împreună cu tata să-ți găsești profesia potrivită, tu ai comoară, numai trebuie să sapi după ea, știi unde e, nu? Ești mecanic, acolo e comoara ta, sapă în atelier. Îți place să fii croitorea, să-ți place să fii judecător ca păstorul dumneavoastră, ce-ți place să fii? Eu am făcut liceul la electrotehnic, era cel mai bun liceu la noi în Apuseni, nu mi-a plăcut nici să schimb un bec. M-am reprofilat mai târziu, am devenit contabil, economist, asta mi-a plăcut. Mi-am amintit, eram încă în școală, ce să mai spun, că eram copil mic, am făcut inventar la găini, la oi, statistici, tot, asta mi-a plăcut. Făcuți-mi un inventar, mi-am toate cărți, n-aveam eu atunci bibliotecă mare, apoi m-a apucat o bibliomanie și am adunat vreo 3.000 de cărți. Dar am făcut inventar la toate și ultima listă în inventar a scris prezentul caiet. Și ăla l-am trecut la inventar. Pentru că asta mi-a fost înclinația. Nu mi-a plăcut, de exemplu, munca de șantier. Îmi place ce muncesc, pot lăsa seara curat. În șantier nu pot lăsa seara curat. Că în șantier faci curat numai când e gata construcția. În schimb, altuia, mi-a plăcut șantierul, schițe și așa mai departe. Dragi copii și, în primul rând, stimați părinți, puneți copiii dumneavoastră la treabă. Vedeți, o să găsiți ce le place. Munca. De exemplu, ultimii noștri doi băieți, penultimul, i-a plăcut școala încă din clasa întâi, mi-amintesc, îi spunea soția, Abel, hai să mănânci după ce îmi fac temele. Îi student, bugetar, are deja serviciul lui ca programator, dacă vreau să-l pedepsesc, îl trimit în grădină. Ultimul, dacă vreau să-l pedepsesc, îl pun să învețe. Ăsta i-a plăcut muncă și am plătit pe frații lui mai mari să-l mediteze. Că am avut între ei olimpici, șefi de promoție, cu 10, deosebiți. Dar am avut doi antișcoală. Și îmi spune unul care îl medita pe ăsta, zice, tată, eu îl învăț la matematică și el se oprește în mijlocul exercițiului și zice, auzi ce fain cântă cocoșul american care l-am cumpărat ieri. Zice, eu nu mai stau lângă el. Să nu-i stă mintea acolo. Pentru o zi îmi zice, tata, dar așa e că ea care a făcut formulă la fizică, ea nu a avut de lucru? Deci nu că nu-i fugea mintea, dar nu era interesat de calcule. El e pe clasa 12, dar deja are profesia lui, este implicat, a fost la muncă în Anglia, în Franța, în vacanțe. Le-au mai lungit și vacanțele în înțelegere cu școala. Pentru că asta îi place. N-aș fi putut face doctor din el nici în ruptul capului. Dar ceva trebuie să fac. Sper că nu-i vorba de fete de-a dumneavoastră care se mărite și se ducă soții la McDonald's sau la restaurant cum e acum. Sau dacă trebuie să fac o mâncare specială, să o sune pe mama. Să se priceapă.
sau băieți care să nu le placă să facă ceva. Așadar, dragii mei, închei partea asta ce este foarte important, în primul rând, să educăm copiii noștri să-L cunoaște pe Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și povestindu-le, citindu-le și dovedind noi mai întâi, evident, că suntem bogăiți, atunci și partea pământească va fi reglată. Sfinți, leneși și zgârciți nu există. Țineți minte, sfinți, leneși și zgârciți nu există. Dumnezeu pe toți care i-a chemat în lucrare, i-a chemat de la muncă. Leneșul din Proverbe nu i-a dat Dumnezeu niciun dar, că așa n-ar fi muncit cu el, nu? În schimb, oameni păcătoși care pot să fie darni sau harni sunt. Dar spune Scriptura în Deuteronom 28 că dacă ascultăm de Domnul, și a spus Domnul Iisus, dacă căutăm în părăția aceea, alte lucruri ni se vor da pe deasupra. Deci Dumnezeu are în vedere și partea pământească să fie binecuvântată. În felul acesta suntem păziți de păcat, pentru că noi ca părinți trebuie să îi pregătim pe copii pentru viața aceasta, dar și cu atât mai mult pentru viața viitoare. O mamă s-a trudit, avea doi băieți, l-a făcut pe unul medic și pe celălalt avocat. Și într-o discuție se lăuda cu ei, ce medic bun, ce avocat renumit. Și un frate s-a supărat și a zis, au soră, la care biserică merg? Era ca de la țară, să zicem, copiii erau în Oradea. A, păi zice, frate, nu s-a dus la adunare, că a apucat cu școala. A, păi soră, n-ai cu ce te lăuda, că medicul dumitale o să ajungă într-o zi un pacient netratabil. Și avocatul o să ajungă într-o zi un inculpat fără avocat. Și atunci, care-i câștigul? Câștigul adevărat este dacă mai întâi îl vor cunoaște pe Dumnezeu și dacă vor înțelege că pe acest pământ Dumnezeu binecuvintează munca fiecăruia în funcție de chemarea care o are. Amin. Pentru aproximativ 30 de minute mai vorbim despre două lucruri, după care eu închei, dându-vă câteva minute la îndemână dacă aveți întrebări. Dacă n-aveți nicio întrebare, am să vă trec în cartea recordurilor, că sunteți adunarea fără întrebări. La școală se spune că două categorii de elevi și de studenți n-au nici întrebări, nici emoții la examene. Cei ce știu totul și cei ce nu știu nimic. Cei ce știu totul n-au ce să întrebe, ceilalți nu știu cum să întrebe. Dumnezeu să vă dea o îndurare de plină. Vorbind despre disciplină, trebuie să știm, și bine, cum spuneam că sunt și copii aici, că înclinația naturală a omului este înspre rău, nu spre bine, înspre dezordine, nu spre ordine. În cartea Proverbele, înțeleptul nota, citesc capitolul 29, versetul 15, nuiaua și certarea dau înțelepciune. Adică nu e destul să ne învățăm copiii, că și în Noul Testament scrie Efeseni 6:4, creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. De ce nu-i suficientă învățarea și trebuie și mustrarea? Pentru că scrie aici, copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Vrei să ajungi de ocară? Lasă-l în voie, așa, să facă ce vrea. De la sine pământul dă spin și pălămidă. Dacă vrei culturi bune, asta trebuie sămănat și îngrijit pe deasupra. Așa e cu copiii. Spune tot în Proverbe, capitolul 22, versetul 15, nebunia este lipită de inima copilului, are magnet copilul la atracții păcătoase. Dar nuiaua certării o va dezlipi. Scriptura recomandă în vederea disciplinii două nuiele, una pe dinăuntru și una pe din afară. Nuiaua certării e nuiaua pe dinăuntru, e pentru suflet. Fără asta, cealaltă n-are valoare. I-am spus cândva unui părinte, băi, tu ți-ai bătut copiii când ai avut vreme. Dar nici atunci nu ai avut vreme să le spui de ce i-ai bătut. Nuiaua certării. Copiii nu se pedepsesc nervos, cum o sunt părinte. Către un copil, băi, dacă n-aș fi nervos, așa te-aș bate, dar așa scapi. Că dacă îi pedepsim nervoși, ei vor înțelege că pedeapsa e un fel de legea junglii. Care e mai tare, dă.
care e mai mic, suferă, mai slab. Dar dacă le ținem dirigenția necesară, nu iaua certării, să o iei pe fata ta și să-i povestești, draga mami, tu știi ce prostie ai făcut? Știi unde puteai să ajungi? O să zic că mai bine, mamă, dăm două palme și lasă-mă, nu mai tot dirigenția atâta. Asta e foarte important, iar dacă e vorba de copii mici, pentru aceștia trebuie și pedepse. Nu care să se lase cu vânătăi și cu urmări. Har Domnului că nu suntem în Norvegia. Că acolo n-ai, dacă îl strângi în brațe prea tare, îi bai, dacă nu îl iei, îl iar îi bai. Copiii mici trebuie pedepsiți atunci când, așa cum spuneam aseară, sunt foarte mici. Că atunci nu trebuie pedepse grele. Apoi, pe măsură ce copiii cresc, pedepsele trebuie să fie tot mai inteligente. De exemplu, dacă un om nu conduce bine pe drumurile publice, cu ce îl pedepsește statul? Îi ia permisul, nu? Adică pedeapsa să fie în domeniul faptului. Greșit. Copilul tău nu vrea să mănânce ceea ce îi dai, îl pedepsești la capitolul mâncare. În ce sens? Îl ții la un orar al mesei. Mi-amintesc că eram copil și erau niște familii de sași. Și-o dat la un copil la micul dejun, ceva, cafea cu lapte, cum era atunci, cicoare. Copilul nu-mi trebuie. Nicio problemă. Știți, vorba neamțoască nu spune două ori. Pune deoparte, îi spune la soție, la mea, ți-mi foame, poftim, scoate cafeaua. Nu vreau. Nicio problemă. Pune-o deoparte, seara mi-e foame, scoate cafeaua. Și dă-o că e bună. O pedeapsă specifică. Ca să simtă. Dar asta trebuie mai întâi explicația, apoi pedeapsa ca atare. Ca să înțeleagă, pentru că și Dumnezeu procedează așa. Când evreii n-au lăsat țara să se odihnească, Dumnezeu i-a scos din țară să se odihnească pământul. I-a pedepsit cu specific. Când un om păcătuiește în trup, pedeapsa unde vine? În trup. Cum spune Scriptura? Cum ai făcut așa? Ți se va face ca să-ți amintești și să știi de unde ți se trage. Dar ca disciplina să poată fi exercitată într-un mod corect, trebuie să fie și repartizarea sarcinilor făcută corect. Unde nu există lege, nu poate fi călcare de lege. Deci dacă legea nu-i dată corect și sarcini nu sunt repartizate clar la nivelul familiei, n-ai cum să-l pedepsești pe copil să-i spui că a greșit. Degeaba îi spui, ai venit prea târziu acasă și el o să spună, dar la ce oră trebuia să vină acasă? Păi n-ai făcut, uite, n-ai făcut în grădină. Dar ne-am înțeles ca să facem? Nu mi-ai spus. În Evanghelia după Luca, capitolul 19, este o pildă a polilor și scrie aici de la versetul 12, trebuia să plece și uneori părinții trebuie să plece de acasă, a chemat pe 10 din robii săi și le-a dat 10 poli. Și le-a zis, puneți-i în negoț, până mă voi întoarce. În pilda pereche din Matei 25, pilda talanților, avem niște aspecte diferite. Spune Scriptura aici, în versetul 15, unuia i-a dat 5, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Înțelesul foarte clar, îndată s-a dus fiecare și-a făcut treaba în afară de cel cu un talent care a spus, Doamne, am știut și n-am făcut. Nu l-a luat la rost de 5, că nu-i dăduse 5, l-a întrebat doar de cel singur pe care îl primise și a rostit sentința. Dragii mei, este foarte important când repartizăm aceste sarcini să delegăm și măsura de încredere. Dacă vrei ca fata ta să ajungă să facă mâncare bună, atunci spune ce mâncare să facă, învață-o, dă-i și cartea de bucate sau ce, ce rețetă ai scris tu și să ai încredere
că va face și după ce a făcut, așa ca de prima dată, amintește și dumneata cum a fost când ai făcut, să apreciezi. Doar dacă spui, tu nu te descurci. O să spun, altădată nici nu mai încerc să mă descurc. E foarte important să avem înțelesuri clare. O vorbă înțeleaptă zice, înțelesul de la început evită cearta de la urmă. Așa că disciplina are de-a face cu disciplinalitatea legilor care sunt date. Cât de bine suntem organizați și avem de făcut. V-am spus că eu sunt așa contabil prin însă și formarea mea nativă și îmi plac lucrurile ordonate. Vedeți, noi suntem diferiți. De exemplu, eu dacă am pus niște acte într-un sertar, peste 20 de ani, nu trebuie să mă întreb, le găsești tot în sertarul acela. Scumpa mea soție este diferită, să vă explic. În 20 de ani s-ar putea să le găsești în 20 de sertare. Știți de ce? Dacă o întreb, dragă, de ce le-ai mutat? Zici, așa că mi-a la îndemână aici. Bă, știți că stau să mă gândesc că are dreptate. Adică noi suntem diferiți. Ea face socoteala după alt criteriu. Deci când aplicăm disciplina, trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Vă spuneam, eu sunt un om foarte punctual, dacă am spus că la un sfert plec, plec și dacă atunci n-am apucat să mănânc mâncarea care mie îmi place. Țin minte că eram cu niște frați la o părtășie și zice, unul plec. Dar dintr-o dată s-o evit un subiect ce i-a plăcut, nu mai plec atunci, și am zis că e mincinos. Dar el e altă structură. Așa că atunci când aplicăm disciplina, trebuie să ținem cont de aceste aspecte, câte unul e mai relativ. Sau dacă avem de-a face cu femei sau în general cu melancolici, orarul lor e diferit. Nu vi s-a întâmplat, poate să vă spună nevasta vreodată, mă, ce repede a trecut ceasul? Și unul ca mine, antecalculat, va spune, băi, ceasul lui plătit să învârte mai repede, tot așa trece. Și dar nu, mă, că mi se pare că trece mai repede. Ei, la ăsta trebuie să-i acord circunstanțe atenuante, știi? Că pentru el ceasul se învârte după cum e inima. Cât mai repede, cât mai încet. Vedeți, Scriptura ne învață să fim drepți, dar ne învață și să avem îngăduință răbdătoare. Că altfel, se spune că un tată le-a spus la copii, băi, învățați psalmi, uite, cine nu învață pe de seară un psalm, o ceapă roșie o mâncă. Și că s-au obișnuit copiii cu vremea cu ceapa și l-au zis, băi, deja nu-i mai ustră, trec pe ardei iute. Dar ce a rezolvat cu asta? Dar noi ce facem aici? Exerciții de rezistență a organismului la toxicitate, la ce? Deci, disciplina este sfântă, dar disciplina trebuie să țină cont de niște criterii. De felul în care ne-am organizat, de capacitatea fiecăruia, de stilul fiecăruia. Și legea prevede excepții, un caz fortuit sau știu eu ce alte situații ce se pot întâmpla. Dar cât se poate să ne silim, să fim organizați, ordonați, ascultători, trebuie să învățăm copiii noștri că nu există neascultare mică sau mare. Orice neascultare este gravă. Neascultarea, spune Scriptura, 1 Samuel 15 cu 22 și 23, vinovată ca și chinare la idoli, împotrivirea, ca vrăjitoria, ca terafimii. Asta e foarte gravă problema. Și dacă vom reuși, cum spuneam, la copiii de mici să le înfrângem dorința, asta va ajuta foarte mult la voi, la disciplina lor. Se vor sili pe ei înșiși. Există un site de consiliere pe internet, pe dragostepentruadevăr.ro și tocmai în timp ce eram aici la dumneavoastră, am deschis pe telefon e-mailul ăsta, pagina asta, și îmi scria un băiat din altă parte a țării că nu reușește să scape de două păcate. Spunea, frate, îmi propun, mă duc o lună, iar pic. Propun, mă duc 5 săptămâni, 2, 3, iar pic. Dă-mi un sfat. Dragii mei, în a fi disciplinat, stăpân pe tine,
să poți să asculți, să fii corect cu tine însuți, e o mare virtute. Și apoi nu una face pe farisei, să nu fiu înțeles greșit. Că fariseii aveau note bune la unele materii și la altele, corigenți. Nu așa. Povestea un frate că... Nu, vă spun alt caz. Unul s-a dus, a comandat un meniu de la un McDonald's. Și grăbit, știți, și a pus la pachet, când a deschis în mașină, deduse o cutiuță, tot cum se pun produse astea, cu banii. Și duce înapoi, spune, domnilor, eu nu-s hoț. Eu am comandat cartofii, puiul ce-am vrut. Și zice, mi-ați dat bani. Și șeful de tură zice, domnule, stai puțin. Vreau să chemăm de la televiziune, că toți spun că noi românii nu suntem corecți, scoatem în evidență. Să vină să filmeze cazul, dacă nu vă grăbiți tare, dacă tot te-ai întors înapoi. La care zice, și repede pui mâna pe telefon să zice, băi, stai, nu mă nenoroci. Păi de vreau să te lau, să scot în evidență ce ai făcut. Taci, mă, că sunt mașină, nu cu nevasta, cu amantă. Păi asta nu-i disciplină. Corect la una și corup la alta. Ce-i asta? Degeaba se laudă fata să spună, mama, toată casa e curată, mâncarea ai făcut-o tot, poți să vină musafirii, poți să vină pețitorii, totul e în regulă. Dar ce mi-ai făcut? Păi, sau acum dacă terminați treaba, ce vei să faci? Păi intru pe Facebook și apoi îmi dau drumul. Pentru că tu nu te poți controla la slăbiciunile astea. Ce folos celelalte? Ce folos ai o nevastă curată, dar curvă? Ce să faci cu ea? Disciplina trebuie să cuprinde toate domeniile vieții. Ce folos că e isprăvită, e bună gospodină, dar era de gură de zvine să te muți de acasă. Disciplina trebuie să fie în toate. Amin? Amin. Și ultimul aspect de care spuneam, pregătirea copiilor pentru viața de familie. Văd că aveți aici și copii care mâine, poimâine se vor căsători. Vorba poetului, cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Cine oare între tineri nu vrea o mireasă? Cine el tânăr, bogat sau sărac să fie, nu se întreabă văzând fete cum va fi a mea soție? Vine într-o zi la mine un tânăr și spune, frate, spune-mi, cum să găsesc, iau eu cea mai bună fată din adunare, îmi recomand vreo metodă, mă duc să întreb pe Domnul printr-un proroc, trag la sorți, pun un semn, îmi spui dumneata care e cea mai bună, cum să fac? Zic, măi băiete, nu s-a înființat o asemenea șmecherie. Dar cum? Dacă vrei tu cea mai bună fată, trebuie să devii tu cel mai bun băiat. Că altfel, degeaba întrebi pe Dumnezeu, că te amăjește. Îți dă ce ți se cuvine și o să spună ca în pilda lucrătorilor vii, ia și ți se cuvine și pleacă. E problemă ce învățăm copiii noștri pentru viața de familie. Și vă spuneam aseară că noi tot timpul trebuie să ne formăm și noi. Spune Scriptura că va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa. Nu scrie că îi vor lăsa părinții. Țineți minte, fetelor, uneori mama și tata nu vor să vă lase de sub autoritate. Și sunt părinți care nu numai că nu și-au învățat copiii cum se comporte intrând în viața de familie, nici ei nu sunt pregătiți ca să-i lase să se dezvolte ca și nouă familie. Se amestecă. Sau, obișnuiesc eu să spun că la cei ce nu sunt născuți din nou, sângele nu se face apă. Și se amestecă. Și de regulă, când sunt probleme într-o familie, fiecare ține cu al lui. La Bihor, nu-i așa? I-am observat eu pe părinți în ziua anunții. La noi, în biserică, obiceiul să-i punem la urmă, când se termină toată slujba, să mulțumească tații mirilor. Dacă îi pun pe tata mirului, începe rugăciunea cu mirile, apoi continuă cu mireasa. Dacă pun pe tata mireasa, începe rugăciunea cu mireasa, după aia pomenește pe jinele. Fiecare ține cu al lui. Și în rugăciunea lui e primul. Se spune că s-a dus o mamă la fata căsătorită nu de mult și era gravidă, stătea în pat și numai cât îi dusese micul dejun soțul acolo la pat, se întoarce acasă bucuroasă, spune la bărbat, și ginere, avem pâinea lui Dumnezeu, uite cum are grijă de ea.
Dar avea și un băiat neînsurat, s-a dus, s-a văzut cum se poartă cu nată, s-a și când s-a însurat și el și a fost și nevasta lui la pat, tot așa i-a dus și el micul dejun la pat. Și-a venit iară mama și-a văzut când s-a întors acasă, vai, ce noră de pagubă avem, el trebuie să facă mâncare. Cam așa pun unii părinți problema. Ascultați-mă ce vă citesc din Biblie taților și mamelor. Învățați-vă copiii cum să se comporte, că spuneam că acum așa de repede nu mă auzi că-s prieteni, prietenii din astea precoce, la 14, 15 ani, dragoste din astea nebună. Băi, tinerilor, fac o paranteză în educația pentru părinți și lansez o provocare pentru voi. Puteți face un ban de pe spinarea mea. Fac cadou o Biblie aurită la cine îmi poate dovedi cu Biblia, cu definiții sau cu exemple, că poate să fie o prietenie între un băiat și o fată. Și atât de mult ne-am deplasat de la adevăr, încât am introdus în biserică terminologie lumească. Și îl întreb cine? E prietena mea. Dar zic, nu scrie în Biblie că e voie ca băiat să ai prietenă. Eu am citit recent ce spune un studiu sociologic, elaborat de specialiști, nu pe baza Bibliei. Nu se poate construi o relație între o persoană de sex masculin și una de sex feminin fără să fie angajate sentimentele. Nu se poate. Așa suntem creați. Proverbe 6, poate umbla cineva pe cărbune aprins fără să se aprindă picioarele? Băi, încercați întâi cu focul, după aia cu fetele. Ci poate lua cineva foc în sân? Băi, luați întâi foc în sân și apoi să joace băieții cu voi. Dar am impresia uneori că părinții nu îi învață pe copii cum să se raporteze la imoralitatea care este în lume. M-am auzit și părinți care se laudă, zi, fata mea, cineva spunea ce că ei are, și ne-am întâlnit cu părinții prietenului fiicei noastre. Și întreabă cineva, dar pe când se căsătoresc? Pe că nu se pot căsători, că sunt numai pe 8-a. Și părinții, naivi, a zice, copiii noștri sunt prieteni. De ce vreau să spun asta? Că le creează un cadru păcătos. Numai ca să fiu explicit, undeva am spus asta cu prietenia și îmi vine un bilet de la fete într-o adunare unde îmi puneau întrebări, nu ca la dumneavoastră unde nu se pun. Zice, dar frate, cum să mă mărit cu unul care nu-l cunosc? Trebuie să ne întâlnim, să ne cunoaștem. La aceste întâlniri se joacă teatru. Și când se ajunge la simpatii și sentimente, de acolo încolo, vorba lui Marius Crucero, a dumneavoastră de la Oradea, te-ai pus pe tobogan și toboganul are numai trei reguli, nu are frână, direcție și marș arier. Ești gata. N-ai nicio șansă să te mai recuperezi. Dragii mei, îi spuneam la acea fată răspunzând, sau mai mi s-a întâmplat și cu băieți. Pune, frate, eu știu ce am de făcut. Și eu îl întreb, mă, zic, te-am însurat de multe ori până acum, de tu știi. Măcar eu m-am însurat odată și pot să spun ceva, ascultă-mă, tu nu te-ai însurat niciodată. Eu nu vă pun să vă căsătoriți cu cine nu știți. Vă recomand să nu începeți înainte de vreme, că ajungeți la păcate. Și părinții să se opună la asta. S-ar putea să nu vă asculte copiii. O, nici fiul și pitor nu l-au ascultat pe tata, s-a dus. Dar cel puțin să știe că la tata și la mama și copiii și argații au o disciplină. Foarte important asta. Apropo de ce spuneam înainte, într-o zi unul din băieți merge la soția mea și spune, auzi, dar tati, de ce nu ne lasă cu desene animate, cu fel și fel de filme? Zic, băi băieți, dacă vreți să muriți, puteți muri când vreți, dar nu de mâna mea. Și soția le spune, băi, tatăl tău predică, nu poate să-i învețe pe oameni bine și voi să facă rău cu al voștri. La care băiatul zice, da știi, noi tot ne mai uităm așa pe ascuns, pe aici, pe acolo, eu știu, băi. Dar care, cum au crescut mari, am spus că cel mai mic are 20 de ani, mi-au zis, tata, și noi o să procedăm așa când o să fim părinți. Și parte din ei sunt părinți, avem 9 nepoți.
Pentru că deși ei nu înțeleg, trebuie măcar noi să înțelegem. Dacă nici tata și mama nu învață bine ce privește căsătoria, ce să știe copii? Ascultați ce trebuie să înveți un tată, Proverbe 5. Fiule, pleacă urechile la învățătura mea ca să fiu chipzuință. Și nu i-a vorbit de muncă, de... Acum, strict, relația cu persoane sex feminin. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii este mai alunecos decât un de lemnul. Dar mai la urmă este amar ca pelinul. Versetul 7, și acum fiilor, dar cine-s fiii ăștia? Nu în primul rând copiii mei. Ascultați-mă și nu vă abateți la cuvintele gurii mele. Depărtează de drumul care duce la ea, nu te apropia de ușa casei ei. Nu cumva să-l dai altora vlaga ta și uneori fără mila anii tăi. Nu cumva să gem la urmă, deci să-i avertizăm de aceste pericole, de bolile care apar, de nenorocirile ce urmează. De când s-a început cu preteniile astea, rata divorților e dezastruoasă. Am citit ce spune Institutul Național de Statistică, 71% divorțuri în Belgia, 68% locul 2 Austria. Dezastru. România urcă și ea vertiginos, pentru că aceste prietenii duc cu vremea, dacă duc la căsătorii, dar care nu rămân. Discutam cu fratele aseară de un caz. Au fost prieteni de pe clasa 8-a sau 9-a, nu mai știu exact, colegi de clasă. Prieteni, până la terminat școala nu i-a putut despărți nimeni. S-au căsătorit, stau 6 luni, s-au despărțit ei. Toată lumea a vrut să-i împace, nu mai vrut ei. Asta a venit de la Domnul? Și m-a întrebat el, frate, oare cum a ajuns aici? Zic, să știi, în primul rând, nu știu ce alte vinovății ai. Ai vinovăția că tată, părinții fetei i-au spus, s-au spus, mă lasă-ne fata în pace. Și n-ai vrut. Tu n-ai cinstit niște părinți și acum nu ești fericit. Ascultați învățătura unei mame. La noi în Arad a stat o familie de americane, americane, americane. Aveau 9 copii și aveau fete mai mari, vreo 3. Și mama lor le învăța, măi, fiți atente și să știți cum să vă raportați la bărbați. Bărbații, și am văzut că așa și la dumneavoastră portați niște fuste tare scurte, măi, fătuților. Nu știu dacă mama a apucat să vă spună. Nevoie să vă spun eu, deși ar fi datoria mamei, sau poate n-ascultați, nu știu pe ce bani le-ați luat fustuțile astea scurte. Eram la o conferință de tineret în Spania și vine la urmă o fată, așa cu o fustă scurtă, plângea că a avut o relație imorală cu un băiat, cu o mână întindea de fustă, cu una se ștergea la ochi, că acum stai, lasă fusta, că nu s-a alunge acum. Frate, uite ce am pățit. Și cum nu era din localitatea aceea, trebuia să meargă 100 de kilometri, am zis, băi, fată, bagă de seamă cu cine merge seara asta acasă, că așa cum arăți îmbrăcată, te duci cu un băiat firesc, nu știu dacă te iartă. Pentru că te expui. Și apoi, cum spunea cineva, că a fost o poză într-un ziar, o fată cu mine, un băiat s-a uitat la ea și zicea, să nu mă violez dacă poți. Păi dacă poți. Pentru că, efectiv, nu înțeleg și revin la familia de americani și spunea mama asta, băi, nu vă expuneți la bărbați. Și fetele întrebau, da, mamă, da, și tata e așa ca toți bărbații. Și da, că și tata e sănătos. Adică dacă îl provoci, trebuie să se controleze. Altfel, instinctul poftei funcționează. Păi trebuie să le învățați pe fete că băieții sunt altfel. Băieții se ispitesc la vedere, fetele la auz. Scrie în Cântarea Cântărilor, nebuneam când vorbea. Astea sunt regulile vieții. Și dacă nu știm să ne ferim, Proverbe 31. O mamă vroia ca băiatul ei să ajungă rege. Și spune versetul 2, ce să spun, fiule? Adică să ne întrebăm ce să învățăm pe copiii noștri, mari, nu-i mai vorba de la grădini. Ce să spun, fiul trupului meu? Și acum îmi place întrebarea asta, a treia, enormă. Ce să spun, fiule, rodul juruințelor mele? Ce juruință ai făcut cu privire la copiii tăi? Ce ți-ai dorit să fie? Vă amintiți de Ana? Azi, Doamne, aș vrea copilul ăsta să fie aici în casa ta. Ce dorești pentru copiii tăi, pentru fetele tale? Și când s-o gândit ce își dorește pentru fiul ei, eu am juruit Domnului că tu să fii rege. Primul sfat, nu-ți da femeilor vlaga,
și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Și apoi continuă cu sfatul să nu bea, că își pierde minte. Sfat important, versetul 30. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Pentru că astea sunt păcatele care distrug generația tânără. Un băiat din Arad locuia, tatăl său murise, mama sa era la țară, locuia într-un apartament unde trebuia să administreze soția mea, era o familie din afară și ea avea drept acolo, l-a lăsat să stea pe băiatul ăsta. Și când s-a dus acolo, a găsit toată un bilețel, lăsase fata asta. Ești așa de scump de n-am cum să nu te iubesc. Părea romantic, nu? S-au iubit înainte de vreme, la nuntă erau deja 2:30. Și mă sună după câțiva ani, plângând, bărbat fiind, nu femeie, frate, m-a bătut Dumnezeu. Băi, ce-i cu vorba asta, mă? Și nevasta a vrut să mă bage în pușcărie. Vai, frate, spune la alți tineri să nu facă ce-am făcut eu. Băi, băiete, eu și ție ți-am spus, dar n-ai vrut să asculți. Dragii mei, să încercăm să sfătuim copiii noștri în privința căsătoriei. Nu doar să lăsăm după instinctul lor care vor zice de frumusețe, poate noi ca părinți ne gândim la ceva avere și apoi s-a întâlnit hoțul cu prostul. Să vezi după aceea. Și în urmă, e foarte important să întrebăm pe Dumnezeu, să ne rugăm, să învățăm fetele noastre și băieții noștri, măi, fiți curați dacă vreți binecuvântare. Îmi spunea un tânăr din județul Mureș că era pregătit să căsătorească. A văzut o fată solistă la cor și a zis, băi, fata asta pare a fi fată bună, cu pasiune pentru slujire. Zis și făcut, pornește la drum. Dar inima lui ceva îi spunea că nu e în regulă, dar n-avea ce să-i bage de vină. Și spun la niște prieteni, hai să intrăm în post și rugăciune înaintea Domnului. Și când s-au încheiat zilele de post, spre seara, îl sună, el personal mi-a povestit și era de față cu oameni de acolo care știau și au confirmat. Îl sună o soră din alt județ. Tinere, nu te cunosc. Vrei să te măriți cu fata cu tare? Da. Du-te repede la Târgu Mureș în oraș și așteaptă pe strada cu tare, la blocul cu tare. Vezi că coboară de acolo cu bărbatul meu, trăiește cu el. Și era adevărat. Dar Dumnezeu nu l-a lăsat să se nenorocească. Că a știut să fie credincios. Foarte important. Că numai Dumnezeu ne poate călăuzi. Însă scrie în Proverbe 22:14. Gura curvelor este o groapă adâncă. Și ce scrie mai departe? Cel pe care vrea să-l pedepsească Domnul acela, cade în ea. Și tu crezi că te-ai dus la noroc, când colo ești cu capul în jos. De ce? N-ai fost învățat sau n-ai ascultat? Din două una, dacă nu cumva, amândouă. Mă opresc aici, reîntorcându-mă la textul din Psalmul 78. De ce trebuie să învățăm noi pe copii? Și dacă s-ar putea trage o concluzie unică la tot ce v-am spus în aceste două seri, dacă i-am putea face pe copii să iubească cartea asta și să învețe de ea, din ea fericiți pe toată viața. Aici, în cartea asta, stimați părinții, secretul vieții acesteia și a vieții viitoare. Cartea asta te învață să te însori, să faci afaceri, ce mai important, să-ți mântui sufletul. Aici e adevărul. Dacă vor privi sau vor raporta la Dumnezeu prin prisma acestei cărți, fericit de noi și de ei. De ce trebuie să învățăm pe copii? Versul 6, să fie cunoscută și de copii, copiilor lor, adică dovada că am fost niște părinți buni, știți care este? Nepoții educați. Atunci ești părinte bun, când ți-ai învățat copilul să fie și el părinte.
De-aia am insistat și pe a-l învăța cum să intre în viața de familie. Copiii copiilor tăi dovedesc educația ta, cât a fost de bun. La a doua generație se dă proba. Și ascultați care e scopul acestei educații, versetul 7, ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Deci când copiii vor ști, ăsta e Dumnezeu în care ne încredem. Vine căsătoria, se încred în Domnul. Vin copiii de după căsătorie, mă încred în Domnul. Apare o boală, apare un război, vine sfârșitul, eu am învățat pe Dumnezeu. Și zice Pavel 2 Timotei 1, eu știu în cine am crezut. Ăsta e harul care poți să-l acorzi copiilor tăi, să aibă încredere în Dumnezeu. Să aibă ei relația stabilă cu Dumnezeu, să nu se îndoiască de ce e scris. Nu se încheie botezul că e la 18 ani, un fel de serbare de majorat. Să aibă relația lui cu Dumnezeu, să aibă încredere. Ce e scris e pentru mine, Dumnezeu mi se adresează, are un plan pentru viața mea, mă va ajuta. Și dacă aveți un înfrângeri, vă spun cum a zis David în Valea Terebinților, nimeni să nu-și piardă nădejdea. Vă spuneam aseară că eu nu sunt un tată desăvârșit. Am avut și probleme cu unii dintre ei. Am avut și copii foarte cuminți. A fost unul care s-a căsătorit la 24 de ani și eu cu soția nu mi-amintesc să ne fim toți vreodată vorba. Am avut o fată care a fost botezată, născută din nou la 7 ani, botezată cu Duhul Sfânt la 9 ani în timp ce se ruga acasă. Dar a fost care a fost născut din nou numai la 19 ani, numai la 20 de ani. Experiențe de o natură sau de alta. Priviți toată lucrarea asta de părinți cu încredere. Când am plinit 25 de ani de căsătorie, am fost plecați la Suceava, la logodna unuia dintre băieții noștri. Doi dintre băieți, al cincilea sau șase, și al șaselea, au zis tata și mama, pe când vă întoarceți înapoi, zugrăvim toată casa și vopsim toate ușile. Că și până am fost mici, am mai mâzgălit. Zugrăvim când nici nu sunteți acasă. Pe când ne-am întors, toată casa era alb zugrăvit, nou farmacie. Dar ce-a fost surpriza cea mare? Un tablou în sufragerie. Au fugit, au luat o poză noastră de la arhivă, ei s-au dus toți la fotograf, ăia de la Suceava au transmis prin internet repede poza, nu știa soția de ce seara vrea neapărat să facă o poză. Și când ne uităm toți încadrați așa frumos, simetric, cu ginere, cu nepoți, toți băieții ceilalți necăsătoriți în listă, și deasupra versetul din Maleahii 3:17, că cei vor fi ai mei în ziua aceea vor fi o comoară, și dedesubt de poze versetul din Zaharia 9:16, căci ei sunt pietrele cununii voastre împărătești care vor străluci în țara sa. Măi, băieți, zic, eu prei 25 de ani și n-am dat de versetul ăsta cât e de frumos. Unde l-ați găsit? Păi uite, tata, am scris Zaharia 9:16. Și nu mai puteam desprinde pe soție de lângă tablou. Dragă, ăștia să-i noștri, zic, 100%. Dar dai seama, zice ea, când se va împlini ce scrie aici, să fie pietrele cununii noastre împărătești în țara sa. Dragii mei, sacrificați-vă pentru viața de familie ca părinți în nădejdea vieții viitoare. Dumnezeu vă va răsplăti. Mi-amintesc că apoi împlinisem 27 de ani de căsătorie și ne-au trimis o scrisoare frumoasă copiii, spunând că au învățat de la noi lucruri sfinte și am zis că de soție, bă, zic că ăștia credeți noi că suntem mai pocăiți decât suntem. Dar am înțeles că totuși a rămas ceva în inima lor. Și asta e marea împlinire ca părinte. Mai greșim, reparăm, ne încredem în harul lui Dumnezeu, dar ce va fi mai frumos să te întâlnești cu copiii tăi în împărăția lui Dumnezeu. Îmi spunea o soră în vârstă la biserica, ce frate, am visat că era venirea Domnului. Și tot s-a organizat, aliniat, așa ca unități de armată, disciplinate, și am auzit o voce. Doi copii a familiei Anca să treacă pe primul rând. Măi, doi dintre ei să știi că sunt mai deosebiți. Eu mă bucur de ceilalți și în al doilea rând să stea și în al treilea. Numai să știu că îi întâlnesc în Sfânta Împărăție. Și apoi acolo, lasă că mai vorbim noi, bine? Mai vorbim și acolo, dacă mă aveți întrebări, întrebăm pe Domnul. Dumnezeu să vă dea har ca părinți, să vă lase bucuria de a avea copii înțelepți. Iar dumneavoastră, ca și copii, ca și tineri, băi, nu uitați și povestea cu fustele, lungițile, că
Trupul e pentru bărbați, nu e pentru oameni de pe stradă, dacă vreți să pricepeți. Iar dacă credeți că trebuie să te pui, știți că mașinile puse la vânzare cu vremea se vând la jumătate de preț. Nu merită. Păstrați-vă la preț întreg, nu vă dați valoare așa pe fleacuri. Iar voi, băieților, fiți serioși, oricât de mare ar fi provocarea feminină, păstrați-vă demnitatea. Că Dumnezeu binecuvintează. Gândiți-vă ce ar fi ajuns Iosif dacă se încurca cu soția lui Potifar. Dar dacă și-o păstra demnitatea, a ajuns, cum zice acolo în Genesa 49, păstorul. A ajuns de mare rang în plan spiritual și chiar social. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Domnul să fie slăvit. Amin.